Bun găsit! O imagine valorează mai mult decât 1000 de cuvinte. Dar care sunt acele cuvinte? Ce a vrut să spună autorul? Suntem pregătiți să apreciem arta și să avem grijă de ea? Dragii mei, dacă vom încerca să înțelegem esența lucrărilor, plasticitatea liniilor, combinația culorilor, vom înțelege sufletul și starea pictorului și mai ales mesajul cu care a vrut să ajungă la noi. Astăzi am să vă invit într-o galerie de artă unde Ariadna Zec, istoric de artă, ne dezvăluie câteva dintre secretele acestei lumi. Comerțul cu obiecte de artă a cunoscut în ultimii ani un salutar reviriment. Se pare că oamenii cu bani sau o parte dintre aceștia au înțeles valențele eminamente pozitive din punct de vedere social și economic pe care le presupune investiția în artă. Am vrut să mergem și mai departe și să aflăm ce altceva, în afară de disponibilitatea financiară, face din cumpărarea unui tablou o autentică investiție de suflet. Fără bani nu se prea poate face mare lucru în lumea artei. Și cu bani foarte mulți, dacă nu știi exact cum spre ce să te îndrepți, dacă n-ai un consilier foarte bine instruit, din nou este un om mort. Restaurarea, conservarea. Ai plecat cu o lucrare dintr-o licitație și ți-ai pus-o, noi am avut cazuri, ți-ai pus-o pe perete în bătaia aerului condiționat. Era vorba de un Petrașcu. Într-un an de zile vă pot spune că o parte din masa picturală este jos. Șoarecii sunt iubitori de artă, așa cum șobolanii sunt melomani. Și pisica este o recomandare a noastră. Vin la mirosul de pânză veche în combinație cu acel lac protector al masei picturare care se numește Verni. Combinația este mortală, vin de la 4 km. Ermitajul are 400 de pisici, Louvre 300 de pisici. Sigilăm lucrarea, o asigurăm 50 de ani, o sigilăm pe spate cu sigiliul expertului. Pe lângă aceasta, lucrarea are și o fișă științifică și un certificat de autentificare. Așa pleacă lucrările din galerie. Ceea ce este foarte important, din punctul meu de vedere, este fișa științifică. Dumneavoastră, ca și cumpărător, primiți un exemplar, originalul, galeria și casa de licitație își păstrează copia. Și am să vă spun de ce. Dacă lucrarea dispare, este furată, noi depunem copia la poliție, care oprește ieșirea ei în afară, pe de-o parte, și blochează și valorificarea ei sau revânzarea ei pe o altă piață de licitație. Această lucrare este o Marcel Iancu, un autor cu o cotă foarte bună, nu numai în țară, ci și în străinătate, în mod special la Paris. Și este portretul lui Cioran. Fișa științifică arată așa. Unde sunt date despre Marcel Iancu, dimensiunile lucrării, anii în care de naștere și de moarte, tehnica, școala, funcția de, și descrierea. În final, am să vă vând un pont. Arta contemporană este cea mai accesibilă, iar pe termen mediu și lung oferă cele mai mari satisfacții. Vă doresc o zi plină de frumos!